Astfel, înscrierile se fac online până la data de 20 septembrie ora 16 în această perioadă, fiind cuprinse și zilele nelucrătoare. Inspectoratul de Poliție Județean Prahova a scos la concurs 32 de posturi, dintre care de agent 30 și 2 de ofițer de poliție prin încadrare directă din sursă externă. Posturile scoase la concurs sunt în specialitățile ordine publică, rutieră, logistică, reținere și arestare preventivă, comunicații și informatică și financiar. Pentru posturile de poliție în perioada 3-20 octombrie se va desfășura proba eliminatorie. Ulterior, la data de 26 octombrie, va fi desfășurată proba scrisă susținută printr-un examen tip grilă.